Altă dată ne-am propus să realizăm o emisiune a comparațiilor făcute între tehnologiile moderne și produsele care au obținut încrederea utilizatorilor de-a lungul anilor. Sergiu, tu acasă ce fel de termometru ai? Unul electronic sau cu mercur? Da, Livia, le am pe ambele. Doar că în cazul de o viroză, când trebuie să fiu foarte atent la monitorizarea și eficiența tratamentului și la oscilațiile febrei, să fiu onest, recunosc cel de mercur. Eu zic să le testăm pe ambele, să vedem ce rezultate obținem. Și ne va ajuta invitatul nostru din rețeaua de farmacii Hipocrates, Vadim Pascal. Vadim, dar hai să vedem ce avem aici în această cutie. Așa, avem mai multe tipuri de termometre. Vadim, puteți să ne spuneți care este diferența între aceste produse? Deci unul este non-contact și altul este cu contact și care de fapt este principiul de utilizare? Aceste două modele sunt termometri pentru măsurarea temperaturii în ureche. La fel putem cu asta măsura și temperatura atât la ureche cât și la frunte. Și cel mai performant îl avem acesta, care putem măsura temperatura la Dar frunte cum se face? Și temperatura... Pot să măsori și mie temperatura? Haideți să încercăm. Îl pornim. Este gata. Mă pomenesc acuși cu febră. Nu aveți... Sunt febrilitate. Nu, 36,8. Nu, frumos că a dat un rezultat imediat, fără ca să stai să aștepți. Avem aici un termometru care a zis că măsoară în ureche, dar cum asta se face? Hai să vedem ce temperatură are și Sergiu. Da, ar trebui să-mi scot casca. Da. Încercăm. Ai grijă că doare. Iar așa, nu, no, rezist. Sper să fie bine. Iată și rezultatele. Putem avea încredere în ambele termometre, însă un mare dezavantaj al termometrului cu mercur este pericolul pe care îl prezintă în cazul în care îl spargem. Dar să vedem care sunt aceste riscuri și cum trebuie să reacționăm dacă întâmplător am spart un termometru cu mercur. Măsurile necesare de întreprins în cazul în care s-a spart un termometru cu mercur sunt următoarele. Nu vă panicați! Evacuați toate persoanele și animalele din încăpere. Deschideți geamurile larg și aerisiți încăperea. Apoi pregătiți un vas de sticlă în care puneți un pic de apă rece. Folosiți masca, mânușile și bahile sau improvizați cu niște pungi. La colectarea propriu-zisă a bilelor de mercur care s-au răspândit în încăpere, se poate de folosit două col de hârtie cu o seringă, cărac, cu o pară de cauciuc sau se poate folosi bandă adezivă. Toate materialele folosite le aruncăm în vasul respectiv. Cel mai important este să cunoaștem că este foarte toxic mercur. Chiar și cele 2 grame de mercur, dacă nu sunt prelucrate corect, nu sunt colectate corect, ele pot să aducă la o intoxicație destul de gravă. Poate să fie dureri de cap, poate să fie insuficiență respiratorie. Mercurul este un metal care se evaporă la temperatura camerei și vaporii aceștia pot cauza o intoxicație. Pătrunzând în organism, ei afectează toate sistemele, sistemul respirator, pulmonar, sistemul renal. După curățarea mecanică, se face și decontaminarea locului incidentului. Aceasta se poate face cu soluții de permanganat de potasiu, soluții concentrate de permanganat de potasiu sau cu soluții de săpun și bicarbonat de sodiu. După ce ați colectat, nu aruncați materialele respective la coșul de gunoi, pentru că puteți polua mediul ambient. Vă adresați la un agent economic acreditat în gestionarea deșeurilor chimice, care va veni și va prelua aceste deșeuri. Sau vă puteți adresa la administrația publică locală, care vă va direcționa către un depozit pentru deșeuri chimice pentru a le reutiliza sau pentru a le neutraliza. Pentru anul trecut am avut doar 3 intoxicații cu mercur. Pe anul 2018 au fost 12 intoxicații cu mercur, iar în anul, dacă vorbim de anul curent, a trecut deja doar o lună, dar avem deja 2 intoxicații cu mercur înregistrate. Ar fi bine de înlocuit termometrele cu mercur cu cele electronice, cu toate că la dânsile avem risc cu bateria să slăbească și la moment de urgență să nu putem măsura, atunci putem, nu știu, să achiziționăm 2 termometre. Este mai scump, dar cel puțin este mult mai sigur pentru sănătate.
Deci trebuie să fim foarte atenți atunci când utilizăm un termometru cu mercur. Dar și cel electronic poate prezenta pericol, în special atunci când este vorba să-l folosim pentru a măsura temperatura unui copil de până la un an. La așa vârstă, temperatura se măsoară rectal și nu este cea mai plăcută procedură nici pentru micuți și nici pentru părinte. Vadim, cum putem măsura temperatura unui copil fără ca să-i creăm o situație de disconfort? În cazul acesta alegem dintre termometrele sau electronice, care măsurăm temperatura rectal, sublingual sau subaxilă, sau la preferință putem să alegem dintre termometrele electronice non-contact. Și ce produse ne oferă la moment firma BVR? Compania dată ne oferă mai multe tipuri de termometre electronice. Pentru copii mici, în special, sunt cu diverse figuri, ca să fie mai amuzant de măsurat temperatura. În cazul dat, se măsoară cu ele temperatura atât rectal, sublingual, cât și subaxilă. Subaxilă se țin în decurs de 3-5 minute. Au un sunet, nu? Sunetul este pentru atunci când măsurăm rectal, sublingual, îl ținem până la semnalul sonor. În cazul dat, măsurăm în decurs de 10 secunde. Subaxilă se ține până la 5 minute. La care ar fi cel mai comod pentru un pacient? Care tip? În dependență de finanțele pacientului, fiindcă ele toate au marja de eroare de 0,1 grade Celsius. Deja diferența de preț variază de la 100 de lei până la 600-900 de lei. Dar sunt studii care cumva să arate care sunt mai exacte până la urmă, asta cu mercur sau asta electronice? Termometrul cu mercur, respectiv, și el are o marjă de eroare de 0,1 grade Celsius, care toți cred că ea nu este. Dar în cele din urmă, atât cel cu mercur, cât și cele electronice au marjă de eroare de 0,1 grade. Mulțumim! Țineți temperatura corpului sub control. Ce fel de termometru veți alege în acest scop este decizia fiecărui în parte. În farmacie găsiți însă de toate tipurile, acestea fiind însoțite și de certificate de calitate, spre deosebire de cele din mass market. Important este să cunoașteți care sunt avantajele, dar și dezavantajele fiecărui model de termometru și să-l alegeți pe cel mai potrivit pentru dumneavoastră.